Legat de video anterior pe care l-am făcut cu formulele de decolorare care garantează că nu puteți strica părul, am primit foarte multe întrebări, ok, cum ne creăm oxidantul? Acum, nu e vreun secret, aici un pic de matematică și un pic de logică să aveți și să rezolvă. Ceea ce vreau să țineți cont este că scopul meu nu este să țin cursuri gratuite pe TikTok, da? În momentul în care aveți nevoie de ajutor real și vreți să vă dezvoltați pe partea de colorimetrie, la mine la profil aveți un link, vă puteți programa gratuit la o discuție consultativă în colorimetrie, unde vom discuta despre situația voastră actuală, rezultatele la care doriți voi să ajungeți și eu, dacă consider că vă pot ajuta și vă pot garanta rezultatele pe care voi le doriți, putem colabora și să lucrăm împreună pe partea de dezvoltare în ceea ce ține colorarea și decolorarea părului. Bun, revenim la întrebarea noastră, cum facem noi, era întrebarea, oxidant de 2,5%. Păi, în primul și în primul rând, tot așa ne raportăm de la regula lui 12, regula lui 11, ați mai auzit-o, ne putem raporta tot așa, dacă e să luăm ca reper, regula lui 12, de ce? Pentru că noi avem oxidant mic de 1% până maximum 12%. Da, și ce vedem? Că avem, noi avem oxidant de 1, de 3, de 6, de 9 și de 12, da? Ok, dacă mie îmi dă un 2,5 ca și rezultat, da, din matematica pe care am făcut-o noi ca să aflăm formula. Ce se întâmplă? Unde sunt mai aproape? Sunt mai aproape de oxidantul de 3 sau mai aproape de oxidantul de 1? Păi sunt mai aproape de oxidantul de 3. Asta înseamnă că voi alege oxidantul de 3. Da? La fel și aici. Dacă îmi dă, îmi va da ca și oxidant 4, 4, ceva, unde sunt mai aproape? De 3 sau de 6? Asta este o variantă. Dacă vreți să faceți un calcul și mai precis, ce vom face? Păi dacă la fel, eu sunt mai aproape de, în cazul nostru aici, am dat 2,5 și sunt mai aproape de 3, asta înseamnă că 3-ul trebuie să-l modific, să-l fac puțin mai slab. Și cum voi face chestia asta? Păi, în amestecul meu de, pentru că voi face un amestec de oxidanți, voi face așa. Voi pune 80% din cantitatea totală de oxidant, voi pune 3% oxidantul, da? Plus 20% din cantitate să fie oxidantul de 1%, da? Asta înseamnă că acest 3% îl modific pentru că adaug un oxidant mai mic. Asta înseamnă că va scădea, oxidantul nu mai va fi chiar 3%, va fi 2, cât nu știm, dar știm că este mai mic de 3. Da? Așa putem să facem un calcul mai precis. Sau, pur și simplu, cum am zis eu, în bază la ce ne dă ca și rezultat, vedem unde ne încadrăm. Mai aproape de 3, mai aproape de 6, mai aproape de 3 sau mai aproape de 1, da?